Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spun bun venit la sinteza săptămânii. Sunt Tania Marei și voi prezenta cele mai importante evenimente desfășurate în lume. Au trecut 37 de ani de la cea mai gravă catastrofă nucleară civilă din istoria umanității, de la Cernobâl. Joe Biden și-a anunțat oficial candidatura pentru un al doilea mandat prezidențial, miza alegerilor din 2024 fiind una foarte mare. Marea Britanie recunoaște că a trimis armatei ucrainene obuze cu uraniu sărăcit în cadrul ajutorului militar în războiul cu Rusia. Tucker Carlson, realizatorul TV cu cea mai mare audiență din istoria televiziunii Fox News, părăsește canalul de știri care l-a consacrat. Pericol biologic uriaș în capitala Sudanului, după ce armata și forțele paramilitare au capturat un laborator medical. Care deține agenți patogeni pentru holeră și pojar. Cântărețul de muzică country, Granger Smith, părăsește cariera muzicală de succes pentru a-i sluji lui Dumnezeu și bisericii sale. Și povestea plină de căldură a celor trei frați din New Jersey, care l-au surprins pe tatăl Vitreg, cu o decizie, aceea de a fi adoptați oficial. Au trecut 37 de ani de la explozia reactorului 4 de la Cernobâl. Dezastrul care a răspândit precipitații radioactive pe sute de mii de kilometri din Ucraina, Rusia și Belarus. Efectele radioactive ale exploziei au fost de 400 de ori mai puternice decât cele ale bombei de la Hiroshima, din cel de-al doilea război mondial. La 26 aprilie 1986, reactorul 4 al centralei nucleare Cernobâl din Ucraina a explodat în timpul unui test de siguranță, după o serie de greșeli umane de proiectare, care au dus la supraîncălzirea reactorului și la explozia care a urmat, provocând cel mai grav incident din istoria nucleară civilă. Explozia s-a produs noaptea, la ora 1.23, și a fost urmată de un incendiu puternic. Acoperișul reactorului, greu de 1000 de tone, a fost aruncat în aer, iar 190 de tone de substanțe radioactive au ajuns la peste 1000 de metri în atmosferă, fiind purtate de curenții de aer pe distanțe imense. În mai puțin de două zile, norul care purta particule radioactive a cuprins tot nordul Europei. Suprafețe mari din Ucraina, Belarus și Rusia fiind puternic contaminate. Peste 300 de mii de oameni au fost evacuați. Explozia a dus la eliberarea în atmosferă a unor cantități mari de substanțe radioactive, cum ar fi iodul, cesiul și stronțiul, care au contaminat solul, apa și aerul. Zona morții de la Cernobâl se întinde pe 2600 de km pătrați, iar consecințele se simt și astăzi și vor continua în viitor. Joe Biden și-a anunțat oficial candidatura pentru un al doilea mandat prezidențial. După ce democrații au câștigat mai multe curse electorale la alegerile din 2022, Până acum, Biden nu are un contracandidat real din interiorul partidului. Dar este de așteptat să se confrunte cu o examinare constantă și acerbă din cauza vârstei. Biden fiind cel mai bătrân președinte în funcție, în condițiile în care ar avea 86 de ani la sfârșitul unui al doilea mandat. Chiar dacă un examen medical efectuat în februarie l-a găsit apt pentru a-și îndeplini îndatoririle. Mulți consideră că este prea bătrân. 70% dintre americani cred că nu ar trebui să candideze din cauza vârstei. Într-o înregistrare video postată pe internet, președintele Joe Biden îi îndeamnă pe alegători să lase, să-și termine treaba începută. Fiecare generație de americani s-a confruntat cu un moment în care a trebuit să apere democrația, să apere libertățile personale, dreptul la vot. Și drepturile civile. Iar acesta este momentul nostru, a spus el. Decizia sfidează dorința alegătorilor democrați care cer insistent un alt candidat, mai tânăr, mai progresist și care să reflecte mai bine diversitatea partidului. Dar niciun alt rival democrat nu a urcat încă pe scenă. Intrarea lui Donald Trump în cursă, favoritul republicanilor, arată că miza alegerilor din 2024 va fi la fel de mare pentru democrați ca în 2020. Relatează cotidianul The New York Times. Africa de Sud vrea să se retragă din Curtea Penală Internațională. Președintele Cyril Ramaphosa a declarat că această decizie este legată de mandatul de arestare emis de această instituție față de Vladimir Putin. Congresul Național African, partidul de guvernământ din Africa de Sud, a cerut ca țara să părăsească Curtea Penală Internațională, în mare parte din cauza manierei în care Curtea a gestionat astfel de probleme. În luna martie, Curtea a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin, pe care îl acuză de comiterea de crime de război pentru că ar fi permis deportarea a sute de copii ucraineni. Pretoria urmează să găzduiască în luna august summitul BRICS, grup format din Africa de Sud, Brazilia, China, India și Rusia. În calitate de membru al CPI, Africa de Sud ar trebui, teoretic, să-l aresteze pe președintele rus dacă acesta intră pe teritoriul său și să-l predea curții penale internaționale de la Haga. Însă politicienii sudafricani au afirmat în mod repetat că Rusia este un prieten și au refuzat să condamne Moscova de la începutul războiului din Ucraina, afirmând că adopte o poziție neutră pentru a putea juca un rol în soluționarea conflictelor. Invitația rămâne în picioare. Dar Kremlinul afirmă că președintele Vladimir Putin va lua o decizie în apropierea organizării summitului din Africa de Sud. Relatează agenția Reuters. Marea Britanie recunoaște că a furnizat Ucrainei obuze cu uraniu sărăcit. Potrivit declarației ministrului britanic al forțelor armate, obuze perforate cu uraniu sărăcit folosite de cele 14 tankuri Challenger 2 au fost oferite armatei ucrainene în cadrul ajutorului militar în războiul cu Rusia. Aceste muniții cu uraniu sărăcit folosite de Statele Unite în războaiele din Irak 1991 și 2003, în bombardamentele asupra fostei Iugoslavii în 1999 și în operațiunile din Siria în 2015, sunt utilizate în proiectilele antitank, având o eficiență deosebită în perforarea blindajelor. Dar acest tip de muniție este foarte controversat din cauza efectelor sale asupra sănătății și mediului, fiind una din cauzele problemelor de sănătate ale veteranilor din războaiele din Golf, ale incidenței ridicate de cancer și malformații congenitale. Pericolul pentru sănătate creat de uraniul sărăcit nu este doar radioactivitatea, ci și toxicitatea chimică puternică. Îngerarea sau inhalarea unor cantități ridicate de uraniu poate afecta funcționarea rinichilor și crește riscul de cancer pulmonar. Rusia atrage atenția asupra datelor oficiale publicate despre efectele folosirii muniților cu uraniu sărăcit din Iugoslavia, date care arată creșterea numărului cazurilor de cancer și de alte boli. Dacă Marea Britanie furnizează Ucrainei obuze cu uraniu sărăcit, Rusia ar putea folosi și ea astfel de obuze în războiul din Ucraina. Avem, fără exagerare, sute de mii de asemenea obuze, dar deocamdată nu au fost folosite. Relatează agenția F. Ungaria nu va sprijini niciunul dintre eforturile de integrare NATO ale Ucrainei, până când nu redă drepturile minorităților maghiare. Guvernul nu va sprijini niciunul dintre eforturile de integrare ale Ucrainei până când țara nu va reda drepturile anterioare anului 2015, deținute de minoritatea maghiară care locuiește pe teritoriul său, în special celor din Transcarpatia, sud-vestul Ucrainei. Budapesta și-a declarat nemulțumirea, spunând că minoritatea maghiară din Ucraina a fost sistematic lipsită de drepturile sale din 2015. Iar această practică este inacceptabilă. Din cauza legilor introduse în Ucraina, care limitează drepturile minorităților etnice, cum ar fi folosirea limbii materne, Ungaria se opune reuniunilor oficiale ale NATO cu Ucraina încă din 2017. Dar, în ciuda acestui fapt, secretarul general al NATO dă asigurări că toți membrii NATO susțin admiterea Ucrainei în alianța militară. Iar țara invadată de Rusia la 24 februarie 2022 va participa la următorul summit al alianței, programat la Vilnius în luna iulie. În Ucraina, numărul etnicilor maghiari este de aproximativ 150.000 de persoane, iar guvernul lui Victor Orban este considerat cel mai apropiat aliat al Moscovei din Uniunea Europeană. Relatează agenția F. Tucker Carlson, realizatorul TV cu cea mai mare audiență din istoria televiziunii Fox News, părăsește canalul de știri care l-a consacrat. De ce? Aflăm imediat după această scurtă pauză. Tucker Carlson, realizatorul TV cu cea mai mare audiență din istoria televiziunii Fox News, părăsește canalul de știri. Prezentând Tucker Carlson Tonight, începând din 2016, jurnalistul de televiziune, în vârstă de 53 de ani, a devenit una dintre cele mai influente voci ale Americii Conservatoare, având o audiență de 3,5 milioane de persoane pe emisiune. Fax Media News și Tucker Carlson au căzut de acord să se despartă. Îi mulțumim pentru serviciile aduse postului nostru în calitate de prezentator și anterior în calitate de consultant, spun reprezentanții Fax News. Ultima emisiune a fost cea din 21 aprilie. Dar în Statele Unite se fac deja speculații că sacrificarea acestuia face parte din înțelegerea cu gigantul Dominion. Robert F. Kennedy, candidat la prezidențiale, afirmă însă că Fox News l-a concediat pe Tucker după ce a declarat că televiziunile au promovat un vaccin letal și ineficient pentru a face pe placul industriei farmaceutice. Realizatorul a spus adevărul despre modul în care agenții de publicitate al companiilor farmaceutice controlează conținutul posturilor de televiziune. Care a luat sute de milioane de dolari de la Big Pharma pentru a promova vaccinurile, despre care știau că sunt letale și fără valoare. Iar știința a demonstrat asta în timp, că avea dreptate. Dar nu a fost răspătit pentru asta. A fost cenzurat pentru că a îndrăznit să-și critique oponenții. Dar a continuat să vorbească. Dacă a mai dezbătut și alte subiecte sensibile, cum ar fi problemele demografice, planurile lui Bill Gates și a Forumului Economic Mondial, corupția politică din Statele Unite și avortul, pe care l-a numit jerfă de copii. Acțiunile băncii americane First Republic Bank, Banca Bogaților, s-a prăbușit cu 21% pe bursa din New York, după ce banca a anunțat că depozitele sale au scăzut cu 100 de miliarde de dolari de la începutul anului. De teama unei noi crize în sectorul bancar, clienții și-au retras banii. O scădere de 41% a depozitelor, dar alte bănci au intervenit cu 30 de miliarde de dolari pentru a preveni falimentul băncii. După prăbușirea Silicon Valley Bank și a Signature Bank, am avut parte de retrageri de depozite fără precedent, a declarat Michael Roughly. Ca urmare, banca va concedia 25% dintre angajați în acest trimestru. Dar activitatea s-a uniformizat de la sfârșitul lunii martie. First Republic Bank, cu sediul în San Francisco, a raportat venituri mai mici cu 13,4% față de anul trecut, Venitul net din dobânzi, banii pe care o bancă îi face din perceperea dobânzii la împrumuturile pe care le acordă, minus dobânda pe care trebuie să o plătească deponenților și altor creditori, a scăzut cu 19,4%. Dar vom lua măsuri pentru a consolida afacerile și a restructura bilanțul. Aceste acțiuni includ eforturi de creștere a numărului de depozite asigurate deoarece peste două treimi din depozitele First Republic Bank nu erau asigurate la Federal Deposit Insurance Corporation, care asigură suma de 250.000 de dolari. Relatează cotidianul The Wall Street Journal. Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, lansează un robot conversațional propriu, GigaChat și intră în cursa mondială a acestor instrumente create cu ajutorul inteligenței artificiale. Acesta poate purta o conversație, scrie texte, răspunde la întrebări factuale, scrie coduri informatice și poate crea imagini pe baza unor descrieri. În modul de testare, robotul va fi disponibil numai pe bază de invitație, iar lansarea acestuia este un progres pentru tehnologia rusească. După ce Occidentul a impus sancțiuni dure împotriva Moscovei, Rusia încearcă să-și consolideze suveranitatea digitală și înăsprește legislația care guvernează internetul, blocând site-uri și rețele de socializare, ca mijloc de cenzurare a tuturor publicațiilor dizidente pe tema ofensivei militare din Ucraina. Lansarea Gigachat are loc în câteva luni de la apariția în noiembrie 2022. A Chat GPT, un robot conversațional finanțat de către gigantul informatic american Microsoft, care a fost luat rapid cu asalt de către utilizatori, impresionați de capacitatea sa de a răspunde în mod clar, în câteva secunde, la întrebări dificile, de a scrie sonete sau coduri informatice. Nici China nu se lasă mai prejos. Marile companii tech, precum Baidu, Alibaba sau ByteDance, lucrează la propriul model de robot conversațional, având un set de reguli pe care trebuie să le respecte în ce privește răspunsurile oferite celor care le pun întrebări. Relatează agenția AFP. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că există un pericol biologic uriaș în capitala Cartoum, după ce una dintre părțile beligerante au ocupat un laborator medical din Sudan, care deține agenți patogeni pentru holeră, pojar și poliomielită. Este extrem de periculos pentru că avem specimene de poliomielită, de pojar în laboratorul din Cartoum. Avem specimene de holeră în laborator. Reprezentantul OMS a declarat că personalul medical a fost dat afară din laborator, iar în prezent nu mai are nimeni grijă de monstrele folosite pentru dezvoltarea vaccinurilor. Tehnicienii instruiți nu mai au acces la laborator. Nu se mai pot manevra cum trebuie materialele biologice care sunt depozitate în acest laborator în scopuri medicale. Iar rezerva de sânge ținută în laborator să fie compromisă din cauza penelor de curent. Armata Sudanului și forțele paramilitare au încheiat un armistițiu de 72 de ore pentru a permite civililor și cetățenilor străini din această țară să plece. Însă focuri de armă au putut fi auzite în continuare în capitala Khartoum. Ambele tabere combatante s-au învinovățit una pe alta de încălcarea armistițiului. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a declarat că violența din Sudan riscă să provoace o catastrofă care ar putea cuprinde întreaga regiune și nu numai. Civilii sunt sfătuiți să stea la dăpost, însă aceștia au din ce în ce mai greu acces la alimente și apă. Fundația Bill and Melinda Gates, în parteneriat cu alte organizații și asociații non-profit, încearcă să inverseze tendința de scădere a ratelor de vaccinare de rutină ale copiilor, o tendință cauzată de pandemia de COVID-19. Planurile acestora se vor concentra pe creșterea ratelor de vaccinare în 20 de țări care totalizează 75% dintre copiii care nu au fost vaccinați în 2021. Scopul este de a proteja țările de apariția unor epidemii de boli prevenite prin vaccinare precum rujeola și febra galbenă. UNICEF, Alianța pentru Vaccinuri Gavi, Fundația Bill and Melinda Gates și Organizația Mondială a Sănătății vor sprijini zeci de țări pentru a-și restaura imunizarea și alte servicii medicale esențiale. Recuperarea decalajului este prioritară. Niciun copil nu ar trebui să moară din cauza unei boli care poate fi prevenită prin vaccinare, a declarat directorul general Tedros Ghebreyesus. Ratele de vaccinare a copiilor în timpul pandemiei au scăzut din cauza spitalelor supraaglomerate, restricțiilor și pauzelor înregistrate în transporturile de flacoane, seringi și alte echipamente medicale. Peste 25 de milioane de copii cu vârste mai mici de un an nu au primit vaccinurile de bază în 2021, iar acoperirea globală privind imunizarea a scăzut la 81%. Dar oamenii și-au pierdut încrederea în importanța vaccinărilor de rutină ale copiilor împotriva unor boli, cum ar fi rujeola sau poliomielita, relatează agenția Reuters. Guvernatorul din Nord Dakota, republicanul Doug Burgum, a promulgat legea care interzice aproape în totalitate avorturile. Această lege clarifică și perfecționează legea existentă a statului, a cărei intrare în aplicare a fost declanșată de hotărârea Curții Supreme a Statelor Unite din iunie 2022, care anula garanțiile constituționale ale avortului. În fapt, orice avort este interzis de acum în Nord-Dakota, din momentul conceperii, cu câteva excepții. Dacă sarcina reprezintă riscuri grave de sănătate la adresa mamei până în a șasea săptămână de sarcină, sau dacă acesta rezultă dintr-un viol sau incest. Contravenții care pot fi mama sau medicul care realizează avortul sau persoana care a vândut medicamentele sau instrumentele necesare riscă până la 5 ani de închisoare. Începând din iunie 2022, după hotărârea Curții Supreme Americane, aproximativ 15 state au interzis avortul pe teritoriul lor. Apoi, statul Florida a interzis avortul începând din a șasea săptămână a sarcinii, în luna aprilie. Însă, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis să mențină, pentru moment, accesul la pilula de avort Mifepristona suspendând toate restricțiile luate de tribunalele inferioare, oferind astfel un răgaz temporar apărătorilor dreptului la avort. Hotărârea Curții Supreme Americane spune că femeile pot să primească în continuare, prin poștă, această pilulă de avort. Relatează agenția AFP. Cântărețul de muzică country, Granger Smith, părăsește cariera muzicală de succes pentru a-i sluji lui Dumnezeu. Ce verset din scriptură l-a ajutat să facă această decizie? Aflăm imediat după această scurtă pauză. Granger Smith lasă în urmă o carieră muzicală de succes pentru a-și continua lucrarea misionară. Artistul de muzică country a dezvăluit că turneul lansat pe 13 aprilie în statul Wisconsin, desfășurat până pe 26 august la Texas, va fi ultimul, în timp ce se pregătește să părăsească cariera muzicală. Am experimentat o chemare divină la slujire. Care m-a determinat să fac acest pas. Asta nu înseamnă că voi începe o biserică sau o cruciadă de trezire. Nu! Eu și familia mea vom sluji bisericii noastre locale. Vom asculta de pastorii și bătrânii bisericii pentru a fi ucenicizați, ascultând învățătura lor înțeleaptă. Sper că într-o bună zi vom putea confirma următorii pași pentru a-l glorifica pe Dumnezeu studiind la seminarul teologic baptist de sud. Pentru mine a fost foarte dificil în a-mi echilibra cariera muzicală și dorința de a-L sluji pe Dumnezeu pe deplin. Am căutat faimă și succes pe scena lumii, care era total contradictorie cu dezvoltarea mea spirituală. Așa că am decis să acord prioritate credinței. Versetul din Evanghelia lui Marcu 8, cu 34, Iisus ne învață Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Acest verset a fost principiul călăuzitor pentru a lua această decizie. Vreau doar să-L glorific pe Dumnezeu, să învăț, să cred spiritual, pentru a sluji comunitatea, și biserica mea. Iar promisiunea lui Isus este aceasta. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Scrie cartea Matei 19 cu 29. Povestea captivantă din spatele renumitei fotografii Sărutul Vieții prezintă un act de eroism care continuă să inspire oamenii de-a lungul generațiilor. În 1967 era o zi de iulie fierbinte în statul Florida când J.D. Thompson și Randall Champion făceau lucrări de rutină la liniile electrice când viața lor a luat o întorsătură neașteptată, ducând la un moment extraordinar care avea să rămână pentru totdeauna gravat în istorie. JD lucra la aproximativ 400 de metri de colegul său Randall când s-a întâmplat tragedia. Randall a apucat din greșeală un fir sub tensiune, suferind un șoc electric puternic. A prins firul fierbinte cu cele patru degete, curentul electric ieșind prin piciorul stâng, lăsând o gaură masivă. Și-a pierdut cunoștința, iar corpul lui neînsuflețit a târna în jos, pe stâlp. Cantitatea de electricitate care a trecut prin corpul lui Randall a fost mai mare decât cea folosită pentru scaunul electric. J.D. s-a repezit pe stâlp și a început să efectueze CPR prietenului său îi puneam aer cât de greu puteam, știind că fiecare secundă contează și dintr-o dată și-a revenit. JD rămâne modest, insistând că a făcut totul pentru a-și salva prietenul. Acest act de jerfire i-a oferit decenii de viață lui Randall, înainte să moară la 63 de ani. Fotograful Rocco Morabito, care se afla în acel moment din pură coincidență, a reușit să capteze scena uluitoare, într-o fotografie alb-negru. O reamintire puternică a prezenței și călăuzirii lui Dumnezeu în viețile noastre. Psalmul 91, versetele 14 la 16 ne spune Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. După 26 de ani de dragoste necondiționată, trei frați l-au surprins pe tatăl lor vitreg cu o decizie plină de căldură, aceea de a fi adoptați oficial. Dragostea unui tată nu cunoaște limite, iar mâinile hrănitoare au dovedit că acest lucru este adevărat, deoarece își îngrijea familia și copiii vitregi ca pe ai lui. Când David Lassie s-a căsătorit cu soția sa, TK, s-a căsătorit și cu familia ei, cu trei copii, Ashley, Rusty și Courtney. S-a dedicat să fie cel mai bun tată posibil, ajutându-i cu temele școlare participând la antrenamentele sportive și îndrumându-i în alegerile cruciale ale vieții. De la a învăța cum să conducă până la absolvirea liceului, David a prețuit fiecare moment, mare sau mic. Cu toate acestea, fără permisiunea tatălui lor biologic, David nu a putut să-i adopte, așa că a rămas tatălor vitreg, neoficial. Asta nu l-a deranjat niciodată să iubească din toată inima. În timpul unei întâlniri memorabile, aniversarea celor 51 de ani a lui David, copiii Ashley, Rusty și Corny au decis că este timpul să arate ce înseamnă el pentru ei. A fi tată nu înseamnă doar a crea un copil este despre ați ți oferi timpul și dragostea la creșterea acelui copil. Ne-a iubit necondiționat și a avut grijă de mama noastră în cele mai negre zile. Avem o cerere pentru tine. Vrei să ne adopți? Vrei să devii oficial tatăl nostru? Oare ce cadou mai bun ai putea oferi unui tată care înseamnă lumea pentru tine? decât onoarea de a-l numi oficial al tău. Copilul lui David a urmărit adopția adultă, alegând să ia numele de familie. Așa a făcut Dumnezeu Tatăl cu noi. Prin nașterea din nou spirituală, noi devenim copii al lui Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Scrie Evanghelistul Ioan 1, 12 și 13. Un bărbat condamnat pe nedrept, care a petrecut 28 de ani în spatele gratilor, este eliberat. Povestea a început acum 25 de ani când Ginny Scrappen a primit vestea de la diaconul bisericii că un prizonier își dorea un prieten de corespondență. Acesta i-a înmânat o scrisoare de la Lamar Jason, aflat în închisoare, în speranța că cineva îi va scrie înapoi. Profesoara pensionară Ginny Scrappen, acum în vârstă de 80 de ani, a început să facă schimb de scrisori cu Lamar. Despre care spune cu nonșalanță: Că nu a costat-o decât o ștampilă. În următorii 20 de ani, între cei doi s-a format o prietenie profundă, iar Ginny era sigură că Lamar era nevinovat. Iar intuiția ei a devenit realitate. Timp de 28 de ani, Lamar a îndurat agonia închisorii. Dar credința neclintită a lui Gini în inocența sa l-a ținut pe picioare. Și în cele din urmă, justiția din statul Missouri a învins, iar Lamar a fost exonerat anul acesta, după ce proiectul Midwest Innocence a fost implicat și adevăratul ucigaș a mărturisit crima. Momentul reîntâlnirii lor a fost unul special. Gini l-a îmbrățișat strâns pe Lamar, i-a dat un sărut și i-a arătat casa. Pentru Lamar, cel mai mare dar nu a fost noua lui libertate, ci încrederea pe care Gini o avea în el. Când ai oameni care cred în tine și nu vor renunța la tine, îți va fi greu să renunți tu la tine însuți. Legătura extraordinară a lui Gini și Lamar demonstrează importanța de a nu subevalua niciodată impactul unui cuvânt atent, al unei acțiuni simpatice sau al unui act de bunăvoință. Însuși Mântuitorul Iisus ne spune căci am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Dar cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, Împăratul le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Citează Cartea Matei, 25, versetele 37 la 40. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor artien. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere pe săptămâna viitoare!